O victorie și o înfrângere a reușit Energia să obțină din primele două meciuri oficiale în Liga Națională. Au pierdut derbiul Olteniei, însă acum se pregătesc pentru confruntarea cu Gazmetan Mediaș. Este un joc pe teren propriu, acolo unde jucătorii lui Antonis Constantinides au promis la debutul stagiunii că vor fi de neînvins. Misiunea de mâine seară însă nu va fi ușoară. Basketbaliștii de la Gazmetan Mediaș sunt experimentați și le pot pune probleme gorjenilor. We know very well it's a one-way game. Știm cu siguranță că va fi un meci într-o singură direcție. We didn't think something else except the win on tomorrow. Nu ne gândim la altceva decât la faptul că trebuie să câștigăm mâine. We know what kind of situation we find opposite of us from the game of Mediaș. Cunoaștem ce fel de situații vom întâlni în fața noastră în jocul celor de la Mediaș. Constantinides le cere jucătorilor săi să trateze jocul cu seriozitate. Mediaș is one team who from one side they have a short roster. Mediaș este o echipă care dintr-un punct de vedere are un roster foarte scurt. But in the other side these 6-7 players who spend the time in the court like Naviskas, Nikolic, Pustafar, Peciukas, they are very experienced, very good player, good quality. Dar pe o altă parte acei 6-7 jucători care își împart minutele pe teren ca Naviskas, Nikolic, Puștavar sau Peciuca sunt experimentați și un jucător de o foarte bună calitate. If we don't adjust aggressive and seriously opposite of them, maybe we will have problems. Și dacă nu ne vom adapta agresiv în ceea ce privește jocul împotriva lor, s-ar putea să avem probleme. Meciul va debuta mâine de la ora 19 în sala sporturilor din Târgu Jiu. Energia are până în acest moment 3 puncte. A reușit o victorie cu nou promovata Phoenix Galați și a încasat un eșec în compania celor de la SCMU Craiova.